Hai, să ne concentrăm prin Balea, pe Coposul. Ah, și aici în față, acum văd faimosul cui. Haideți să vă prezint. Uitați-l. Uitați-l, l-am încadrat. Vedem. 10 lei taxă de intrare. Ajung și la Muzeul Elie Wiesel. Am urmărit un documentar tulburător despre comunitatea evrească. Au fost deportați, o comunitate numeroasă în Sighet, care din păcate astăzi este reprezentată de un număr infim de persoane. Am avut o doamnă, un ghid foarte drăguț, foarte amabilă. Dacă ajungeți în Sighet, neapărat să bifați acest obiectiv. Aflăm un pic despre istoria comunității evrești. Nu știu dacă am menționat, Elie Wiesel este și un laureat al Premiului Nobel. Materiale documentare de la statul memorialului, între care o parte din cele 30
Am ajuns și în gară. Am mâncat un pic la un restaurant, Casa Veche, vă recomand dacă sunteți prin zonă. 68 de lei am plătit un păstrăv și o ciorbă de burtă. Haideți să vedem orarul, nu e prea multă mișcare pe aici prin gară. Cam așa arată peronul. Mai avem 2 ore de așteptat. Zonă frumoasă. Trenuri puține, din păcate. Ce avem aici? Sosiri 245. Plecări, tot atâta. Noi avem ăla de la ora 16. Mai citim până atunci, mai trece timp. De la Sighetul Marmației la stația CF Cluj-Napoca. De aici mai avem vreo oră și ceva, oră jumate. Luăm trenul de Iași 1763 spre Timișoara. A venit și trenul. Suntem în compartiment. A ajuns la timp. Să fac o mică prezentare. După care, dacă avem apă, spălare pe dinți. La culcare ne vedem dimineața. Și aici avem patul. Chiuveta, dacă mi-am amintesc bine, era pe vremuri. Da. Apă, presiune, excelent. Scăriță, cine vrea să doarmă sus. Oglindă, un dulăpior, de obicei mai puneam câte ceva, da? Cei de la CFR. Avem aici un kit de igienă personală. Și ne pregătim să-i dăm drumul.
Tot vorbeam de spălat pe dinți, fiți atent ce drăguț. O pastă de dinți. Inscripțiunea TCFR, asta ar trebui să o țin ca amintire. Bravo, CFR-ul. Bună dimineața din Arad. Am ajuns cu întârziere de vreo 9 minute, am recuperat ceva. Mai am pic să ajungem la Timișoara. De Timișoara, am intrat pe ritmul Melcului. Am văzut niște mișcări totuși în Ronaț, le-am prins pe filmare. Lucrurile încep să miște și acolo se o treabă bună. Aici se încheie călătoria noastră, superbă zic eu, două zile de feroviar. Vă recomand tuturor, mergeți măcar o dată în viață sau o dată pe an. Primăvară, toamnă, ar fi ideal pe partea de Sighet, e foarte frumos. Până data viitoare vă doresc o duminică minunată. Și ne vedem în următoarea aventură feroviară. Ciao!